Această distinție vine înainte de sărbători, vine la sfârșitul anului, la o oră de bilanț. Și dacă eu, în calitate de primar al municipiului Târgu Jiu, am primit această distinție, înseamnă că rezultatele muncii noastre, eforturile noastre de ani de zile, au fost apreciate și sunt apreciate la cel mai înalt nivel din România. Șeful statului a decorat mai mulți primari, printre care și pe edilul de la Târgu Jiu, Florin Cârciumaru. Acesta a primit Ordinul Național pentru Merit, în grad de cavaler, în semn de apreciere pentru eforturile depuse în vederea dezvoltării infrastructurii urbane în interesul comunităților. Cârciumaru a fost decorat alături de Marian Vanghelie de la sectorul 5, Claus Iohannis de la Sibiu sau Tudor Pendiuc de la Pitești. În total au fost decorați 18 primari. Așteptați acum să fiți chemați pentru a primi aceste distincții? Nu știu, protocolul, probabil că cei de la președinție ne vor invita la București pentru premiere sau vor expedia sau vor trimite la primăria Târgu Jiu. Nu cunosc protocolul, important este că am primit această distincție.